dacă se impune o reformă la SIS? Și dacă vor fi schimbări inclusiv de cadre acolo? O reformă este mai mult decât o schimbare de cadre și da, noi lucrăm deja de ceva timp la o asemenea reformă și lucrăm la o reformă a sistemului de securitate în general, pentru că dincolo de SIS mai sunt și alte instituții care au componente care țin de securitatea statului și noi facem o reformă generală pe tot sistemul, dar și pe serviciul de informații și securitate în parte. Reforma va dura mai mult timp. Schimbări de cadre. Acum suntem la etapa de evaluare a situației și la începutul primăverii o să avem o claritate mai mare a lucrurilor pe care trebuie să le facem și o să începem nemijlocit să implementăm această strategie de reformă.